Procurorul face recurs. De Ion Iancu. 2. Strada Artiștilor avea vreo 100 de case. S-a oprit la numărul 38, în fața unei porți masive de lemn. Imobilul aștepta, probabil, de ani să-i se repare fațada cu tencuiala pe alocuri căzută. Am împins masiva poartă, pătrunzând într-un coridor, unde, deasupra bidoanelor cu resturi menajere, erau afișat un tabel cu cei care locuiau acolo, precum și numărul apartamentului unde puteau fi găsiți. Apartamentul numărul 15, a spus procurorul, și toți au pornit spre capătul coridorului, unde îi așteptau o grădiniță de flori. Și-au putut da seama că imobilul avea formă de U, cu baza spre stradă. Orientându-se după numerele ținute deasupra ușilor, au ajuns la apartamentul 15, penultimul pe dreapta. Au sunat, dar nimeni nu venea să le deschidă ușa. Pe cine căutați? Mi-a o voce în spatele lor. Trecută de prima tinerețe, ba chiar și de-a treia, gândi locotenentul Bandu, privind femeia în capotul înflorat și scurt, de-i se vedeau genunchii osoși, genunchi de cămilă, mai făcu comparația nu prea măgulitoare locotenentul. Pe vecinul Toma, continuă femeia să le permită să răspundă la prima întrebare. Da, doamnă, pe dânsul sau pe cineva din familie, preciză maiorul. O, făcu familie, femeia dându-și ochii peste cap, abordând apoi un surâs de superioritate. Văzând că după acel o nu mai scoate nicio silabă, procurorul Vereșiu îi se adresă. Doamnă, suntem de la procuratură și miliție. Vreți să fiți mai explicită cu acel o de adineori? Mă mir. Da, mă mir că tocmai dumneavoastră să nu cunoașteți că domnul Toman are familie și că trăiește singur. O știe toată strada. Între timp, în jurul lui s-au strâns 5-6 vecine și, bineînțeles, informațiile n-au lipsit. Este plecat de 4 zile. S-a urcat ca de obicei pe motocicletă și-o fi plecat în excursie. L-a văzut cineva plecând? Nu, dar... Dacă motocicleta nu se află sub geamul lui, înseamnă că nu o să-l mai vedem câteva zile. Obișnuiește să-și petreacă mare parte din timp călătorind prin țară. Îi dă mâna că-i pensionar. Nu are obiceiul să ne spună când pleacă sau pe unde a fost. Ne-am obișnuit cu firea lui oarecum închisă. Nu prea primește vizite, cred că n-are rude, cel puțin aici în oraș. În fotografia ce le-a fost prezentată, au recunoscut pe vecinul lor, dar nu prea înțelegeau de ce este totuși schimbat. Procurorul Vereșiu dispuse ca în prezența martorilor să se forțeze ușa. Locotenentul Nicolau își deschise trusa și după ce meșteri câteva minute, broasca iale se descuie, în timp ce împreună cu doi martori pătrundeau în locuință. Bandul reflectă, dacă Nicolau nu intra în miliție, cu îndemânarea lui ar fi ajuns cu siguranță spărgător celebru. Interiorul nu le dezvăluia altceva decât locuința unui burlac. Nicolau începu să caute eventuale urme, folosindu-se pentru aceasta și de lampa ultravioletă de mână dotată cu lupă măritoare. După ce trecea cu ajutorul unei pensule făcute din păr de coadă de veveriță, muiată în prealabil în pulbere de carbon bazic de plumb sau un roșu Sudan 3, peste diferite obiecte, iar atunci când descoperea amprente sau doar fragmente, le ridica cu ajutorul unei folii și nota într-un carnețel numărul folii și obiectul de pe care s-a ridicat respectiva amprentă. În bucătărie, în ghiuvetă, au fost găsite două cești care așteptau să fie spălate. Urmele găsite pe ele, studiate câteva clipe cu lupa, l-au obligat pe locotenent să precizeze. Pot afirma de pe acum că ceștile au fost folosite de două persoane diferite. Amândouă au ținut ceștile cu mâna dreaptă și, după cum indică zona Marpighi, una dintre ele este monodeltică. În aceeași zi, un curier al procuraturii aduse un plic, iar cei de la registratură îi repartizează brigăzii judiciare. Colonelul Constantinescu îl predă maiorului Vaida, care se mulțumi să remarce. Și de data aceasta au fost operativi. În biroul lui începu să citească hârtiile care purtau antetul procuraturii. Prima filă era procesul verbal de constatare care relata activitatea la locul infracțiunii,
parcurse pe sărite filele dactilografiate, deoarece, fiind de față, își notase și el toate elementele. Se opri să citească pe îndelete ordonanța de punere în mișcare a acțiunii penale. Procuror Florin Vereșiu de la Procuratura Județeană, având în vedere actele încheiate cu ocazia cercetării locului faptei, referitor la găsirea unui cadavru în pădurea Ceala, cadavrul ce a fost identificat ca fiind al lui Dumitru Toma. Din primele cercetări medico-legale efectuate asupra cadavrului, s-a constatat că moartea victimei a fost violentă. Din datele obținute, rezultă că, la locul infracțiunii, victima și agresorul au sosit cu o motocicletă. Motocicletă care, ulterior, în apropierea locului infracțiunii, a fost văzută condusă fiind de Alexandru Vârfcudor. Ora când a fost văzut Alexandru Vârfcudor venind dinspre pădure, coincide cu cea indicată de medicul legist ca fiind ora când s-a produs moartea victimei. Ceea ce nu exclude posibilitatea ca victima să fie ucisă de Alexandru Vârfcudor, motiv pentru care, în baza articolului 228 CPP, dispun începerea urmăririi penale pentru infracțiunea de omor prevăzut de articolul 174 Cod Penal, săvârșită asupra victimei Dumitru Popa. Urmărirea penală se va efectua la această unitate de procuratură. Ultimul act oficial era o copie după rezoluția de efectuare a expertizei. Având în vedere actele de urmărire penală, întocmite pentru cadavrul lui Dumitru Toma, găsit în pădurea acela, cât și necesitatea stabilirii cauzelor medicale a morții, în conformitate cu articolul 116 și dispun efectuarea unei expertize medico-legale. 2. Expertiza va fi efectuată de serviciul medico-legal al județului. 3. Expertul va răspunde la următoarele întrebări. A. Dacă pe cadavru se constată anumite leziuni, natura lor și în ce regiune anume. B. Cu ce au putut fi provocate aceste leziuni și în ce condiții. Obiectul creator și poziția în care se găsea victima. C. Dacă leziunile constatate au fost provocate în timpul vieții sau după intervenția morții. D. Care este felul și cauza morții victimei. E. De când poate data moartea. 4. Pentru lămurirea acestor probleme, expertul va examina cadavrul găsit. 5. Termen de efectuare a expertizei 5 zile. Când observă că a terminat de citit, locotenentul Bandu îi se adresă. Peste o oră, martorul Cherteș va fi aici. Am pregătit o planșă cu 4 fotografii numerotate, între care a fost inclusă și cea a lui Vârfcudor. Procesul verbal de identificare nu s-a putut face, deoarece, prezentându-se martorului planșa cu fotografii, acesta a ezitat să se pronunțe, preferând să se scuze. N-aș vrea să grăiesc cu păcat, dar nu mă pot hotărâ, prea seamănă unul cu altul. Mircea, cum explici că martorul n-a putut recunoaște o persoană cu care doar cu câteva zile în urmă a stat de vorbă? Cred că e vina noastră, mai corect a mea. Când am întocmit planșa, am folosit o fotografie de-a lui Vârfcudor făcută în penitenciar și celelalte trei aparțineau tot unor infractori tineri. Acum îmi dau seama ce l-a derutat pe bătrân. Tipizarea fotografiilor care se face la noi. Față și profil, capetele tunse ale celor prezenți, toți îmbrăcați în zeghe și numărul care apare mereu în asemenea fotografii. M-am interesat la penitenciar, de unde am fost informat că Vârfcudor s-a eliberat având pe cap păr de 3-4 cm lungime. Unde s-ar putea ascunde? Ținând cont de psihologia infractorului, de regulă după comiterea unei fapte antisociale, caută să se depărteze cât mai mult de locul infracțiunii. Spun acest lucru deoarece cred că așa a procedat și Vârfcudor. Noi îl căutăm prin împrejurim și el stă liniștit în cine știe ce colț de țară. Nu vreau să te contrazic, se antrenă majorul Vaida. Teoretic ai dreptate, dar am totuși impresia că n-a părăsit județul. Pe ce vă bazați, vrut să știe locotenentul? Hai să vedem ce măsuri am luat noi. Pare majorul întrebarea. De la început s-a ținut seama că Vârfcudor ar putea pleca prin alte județe.
Și, din investigațiile făcute, rezultă că nimeni nu l-a văzut. Au fost cercetate locurile posibile de plecare, gările CFR, autogara, gara trenului electric, șoferii autobuzelor și multe alte locuri. Am uitat să precizez că din cele mai recente fotografii, cea făcută când i s-a eliberat ultimul buletin de identitate și cea de la penitenciar, s-au realizat un colaj, iar fotografia astfel concepută a fost multiplicată și trimisă organelor noastre, deoarece Alexandru Vârfcutor a fost dat în urmărire pe țară. Altceva, s-a lansat zvonul că omul găsit în pădure n-a murit și în stare gravă a fost transportat la spital. Conform planului întocmit, m-am deplasat la locuința numitului Ignuța Vasile, poreclit Mititelu, cunoscut de noi ca host de buzunare, condamnat de mai multe ori. Știam că acesta este bun prieten cu Vârfcutor și mizam pe această prietenie ca să dăm de urma celui căutat. Sub pretextul unor lămuriri, am încercat unele aluzii. Vă citesc cu aproximație dialogul avut. M-am lecuit, dovadă că de 2 ani n-am mai fost închis, prefer munca cinstită, cumpăr și vând la talcioc lucruri de ale mele sau ale altora. Poate că mai târziu mă voi angaja la vreo fabrică. Mă bucur, în sfârșit, ai înțeles ce-i mai bine, că-i mai bine liber decât în penitenciar. Din păcate, prietenul tău mai are multe de învățat. Care anume? Am mai mulți. Alexandru Vârfcutor. Ce-a făcut? Știam că-i în pom. A fost și doar ce s-a eliberat și iar a comis o prostie. A devenit un cetățean în pădurea Ceala, l-a atacat și jefuit. Credea probabil că l-a ucis, dar omul a fost salvat și a vorbit. Acum îl căutăm. L-a întâlnit? Nu. Din acel moment a fost organizată urmărirea lui Ignuța, intuind că acesta va încerca să-și prevină într-un fel sau altul prietenul. Bănuiam că cei doi s-au întâlnit după eliberarea lui Vârfcutor, deoarece nu se cunoaște că ar avea și alte prietenii mai intime. Se pare că acesta a fost omul care i-a vândut la talcioc cel puțin o parte dintre bicicletele furate. Dacă va încerca să dispară, se va demasca singur și avem oarecare convingere că este implicat în omor, conchise locotenentul. După câte mi-amintesc, tribunalul nu se mulțumește cu convingerile dovedite practic. Ei vor probe și deocamdată noi nu le putem prezenta. Nu e exclusă nici posibilitatea ca vinovatul să stea ascuns, așteptând soluționarea cauzei. Ai terminat de citit pe 018? Da, și se pare că doriți o recapitulare. Poți să-i zici și așa, l-am invitat pe capitanul să mă ilă. El s-a ocupat inițial de cele relatate în dosar. Dacă nu ai nimic de obiectat, te-aș ruga să-l chemi. Eu am să pregătesc tratația. Peste câteva minute, instalați confortabil în fața ceștilor de cafea, ascultarea cuvintele invitatului. În primăvară s-au împlinit 3 ani de când am deschis dosarul căruia ulterior i s-a trecut pe copertă cifra 018. Totul a început de la vizita unui bătrânel care aducea la cunoștința organelor de miliție că vecinii lui n-au mai dat pe acasă de câteva luni, exprimându-și în același timp temeri sumbre despre dispăruți. Cum de miliția n-a aflat mai din timp de această dispariție? Nu știu, dar când i s-au cerut relații despre cei doi, sectoristul, care oricum trebuia să știe ce s-a întâmplat în parohia lui, a dat neputincios din umeri, dracu știe pe unde urumbla bețivii ăia. Bărbatul dispărut, Știrbu Luca, halvițar de meserie, nu era angajat niciunde. An la rând, preferase mai mult fără autorizație să lucreze pe cont propriu. Își comercializa produsele zaharoase cu ajutorul unor terțe persoane, nelipsit fiind de la târgurile mari și mici, cale de 3 județe. Dosarul vorbește, interveni locotenentul Bandu, că acel Luca era un om pirpiriu, adus de spate și foarte murdar. Cum? Înțeleg ce vrei să mă întreb. Cum se face că un om certat cu regulile de igienă primește autorizație pentru produse alimentare? N-a fost dintotdeauna așa. Încet, dar sigur, beția l-a adus la situația descrisă.
Întreprinzător din fire, acest om și-a mai găsit o sursă de existență. Am citit, la numai câțiva kilometri de oraș, în urma măsurilor luate pentru mărirea suprafețelor agricole, de-a lungul malului râului Mureș a fost defrișată o parte din pădure. Cei care au lucrat acolo au făcut treaba numai pe jumătate, tăind copacii la câțiva centimetri de sol. Exact, și Luca a obținut aprobarea municipalității, care avea tot interesul de a scoate butucii și rădăcinile rămase în pământ, pe care apoi cu o căruță trasă de un cal le transporta la piață unde le vindea. Era o muncă grea și pentru reușită trebuia o ajutoare. Luca a rezolvat problema angajând câțiva tineri care se mulțumeau cu un pol doi pe zi. Unii dintre ei, cu toată vârsta necoaptă, trecuseră deja pe la noi pentru diferite găinării. Vorbește-ne despre cea de-a doua persoană dispărută, îl îndemnă maiorul. Se numea Vas Rosalia, soția nelegitimă a lui Luca Știrbu. O femeie corpolentă, greoaie în mișcări și dacă ar fi să-i caracterizăm pe cei doi soți, am să mă folosesc de o expresie a unuia dintre anchetații din vremea aceea, care referindu-se la dispărut spunea Sacul și Petecul. Iată de ce soții erau bețivi, capabili să bea într-o zi împreună până la 2 kg de rom. Am remarcat că nici celelalte caracterizări nu le sunt prea favorabile, completă bandul. După ce în prealabil își aruncase ochii peste unele notițe făcute în timpul studierii dosarului. El, un om moale, ușor maleabil, influențabil, fără personalitate, ocolea orice conflicte, iar când avea bani plătea oricui și nu se oprea din băut până nu ajungea sub masă sau un brunșanț. Ajunsese să fie disprețuit chiar și prin birturile din cartierele mărginașe, unde, după cum știm, clientela este destul de pestriță și mai puțin simandicoasă. Ea, aceeași atracție pentru băuturile spiritoase. Viciată și pare să fără scrupule, când era vorba să obțină un pahar de alcool. Acești oameni n-aveau bani și bunuri care ar fi putut tenta pe cineva, explică capitanul Sămăilă. V-ați gândit cumva că dispariția lor poate fi pusă în legătură cu unele certuri sau conflicte de altă natură? Îl întrebă maiorul. Din cercetări, deocamdată, reiese că nu poate fi vorba de așa ceva. Luca mai bine să lăsa bătut măr decât să deschidă gura. Și totuși, printre ipotezele care încercau să explice dispariția celor doi, una presupunea și clima, cu toate că, din dosar, nici până azi nu s-au putut cristaliza motivul ce ar fi putut genera uciderea lor. Investigațiile au stabilit destul de repede prietenii, cunoștințele și rudeniile celor doi, dar concret nimeni nu putea da relații despre intențiile viitoare ale celor dispăruți. Suspiciunea omorârii Rosaliei și a lui Luca s-a bătut și asupra tinerilor foștilor lor angajați. Unii dintre ei aveau cazier. Printre aceștia se afla și Vârf Cudor? Da, fiecare în parte a fost cercetat, dar în afară de o negare continuă, de ridicări din umeri, cercetările nu au adus nimic nou. Bandu își maltrata de vreo 2 minute lobul urechii drepte trăgând de el, semn sigur pentru maior că pe locotenent îl frământa ceva. Îi cunoștea acest tic nervos și nu se înșelase nici de data aceasta. Sunteți sigur, tovarășe capitan, că cercetările nu au fost fructuoase? Acest lucru reiese clar și din dosar, unde, cel puțin mie, mi se pare că lipsesc unele piese. Spun asta deoarece, după declarațiile celor cercetați, mai există o notiță care face trimitere la un dosar specificându-se că numitul Alexandru Vârf Cudor a fost arestat și condamnat pentru furt de biciclete. Nu vă supărați, dar nu mă supăr, fi liniștit, îl întrerupse capitanul Sămăilă. Undeva ai puțină dreptate în privința dosarului aparent incomplet, dar te asigur că esențialul s-a realizat chiar dacă nu s-a respectat în tocmai metodologia muncii scriptice. Uneori, presați de timp sau ocupați și cu alte lucrări, amânăm scrierea unor documente care, cel puțin atunci, ni se par neesențiale. Probabil că așa s-a întâmplat și cu acest dosar.
Arestarea lui Vârf cu Dor te-a intrigat, dar ea are la bază dosarul 018. Și totuși, din 018, baza pare destul de firavă. Să luăm pendelete și să dezvoluim și unele aspecte colaterale care în general în dosare nu se trec. Și dacă totuși, în cel mai fericit caz, este un rezumat telegrafic, timp avem, așa că propun să facem o recapitulare în trei a datelor cunoscute. Văzând ochii întrebători ai locotenentului, se adresă zâmbind. Te miră că și altcineva obișnuiește să lucreze în stilul șefului tău? Maiorul își făcea de lucru cu o cutie de chibrituri pe care era un desen insipid ce avertiza că nu-i bine să faci foc în pădure. Poate nu știai, continuă capitanul, dar cu ani în urmă am lucrat, așa cum faci dumneata acum, cu tovarășul maior și de la dânsul m-am obișnuit cu aceste recapitulări pe care le folosesc ori de câte ori încerc să-mi cristalizez materialul. Lasă periuța, zise supărat maiorul, căruia nu-i plăcea să fie flatat. Dacă tot ai hotărât să procedezi ca pe vremuri, începe. Fără a aștepta alt îndemn, capitanul dădu curs invitației. Ce cunoaștem despre viața lui Vârf cu Dor? Vaita făcu un semn spre locotenent, care răspunse. S-a născut acum 26 de ani. Tatăl lucra la căile ferate, mama casnică. De mic rămâne orfan de tată, iar... Stop, îl opri capitanul. Ar fi bine să precizăm anumite fapte. În acea perioadă, aici, în vestul țării, acționau oamenii unui baron terorizând sate întregi, luptând fățiș împotriva celor care căutau să introducă noua ordine. Ancheta a dovedit că printre aceștia se afla și tatălui Vârf cu Dor. Lucrând la siguranța circulației, într-o zi festivă, din propria inițiativă, s-a îndemnat de bandă. Dirigează două trenuri pe aceeași linie. Urmarea, se produce o coliziune, zeci de morți, răniți și importante pagube materiale. Dacă a fost o greșeală, nu poate fi vorba de așa ceva, deoarece pe biroul lui au fost găsite câteva rânduri care vorbeau clar că acțiunea a fost intenționată. A fost arestat și condamnat la muncă silnică pe viață. Moare la scurt timp în penitenciar. Mama, o femeie cinstită și plăpândă, de rușine și groază, în urma unui infarct, pleacă să-și îndrălească soțul în ceruri sau aiurea. Despre ce groază vorbiți? Nu știu dacă acțiunea a fost organizată de cineva sau inițiativa a aparținut în exclusivitate rudelor victimelor, dar aproape zilnic, unele dintre acestea apăreau la poarta casei celui care a provocat accidentul de cale ferată, insultându-i, ba chiar lovindu-i familia. Rămas orfan, după un timp, Alexandru Vârf cu Dor este luat de niște rude, undeva pe lângă Blaj. În casa unui om înstărit, intră în vorbă maiorul Vaida. De fapt, nu mila față de copil i-a îndemnat să procedeze astfel, ci nevoia unor brațe de muncă. Să le muncească doar pe mâncare. Copilul largat rezistă câteva luni, apoi fuge, reîntorcându-se la Arad. Vagabondează vreo două luni, dar la insistențele milostivilor tutori, poliția îl găsește și din post în post, metodă considerată educativă pe vremea aceea, îl duce până în comuna de lângă Blaj. Degeaba însă nu se împlinește anul și copilul fuge din nou, dar de data aceasta cu banii binefăcătorilor lui. Trăiește de azi pe mâine, doarme de multe ori prin ruinele lăsate de război și pentru a nu muri de foame, începe să fure, devenind realmente un pericol social. Mă faci să râd, șeful. Nici n-ar fi de mirare, după cum te cunosc. De data asta ai circumstanțe atenuante, deoarece pe vremea aceea, faimosul locotenent Bandu de-abia învăța să umble. Pentru tine sunt poate povești la auzul cărora îți vine să râzi, după cum singur spui. Dar te asigur că nu același lucru simțeau cei care trebuiau să se descurce printre sutele de copii ai nimănui, pe care războiul îl lăsase în urma lui. Singuri sau conduși de un șef, acești copii terorizau piețele, pilărițele din Aradul Nou. Mahalalele și nu puține au fost cazurile când un întârziat era dezbrăcat noaptea în plină stradă. Dosarul vorbește în continuare că Vârf cu Dor a fost internat într-o colonie de răducare pentru minori.
Personal, recunosc că n-a fost soluția ideală, dar să nu uităm vremurile acelea. Acolo avea cel puțin de bine de rău un cămin, a terminat 7 clase. Învățând în același timp o meserie, se eliberează și se stabilește la Arad, orașul unde s-a născut. Nu se încadrează temeinic în câmpul muncii, mutându-se de la fabrică la alta și în cele din urmă se mulțumește să trăiască din experimente. Se reintegrează, din păcate, perfect în lumea celor care nu vor să ducă o viață cinstită, unde este cunoscut ca un lup singuratic. Cred că aici trebuie să vă povestesc câte ceva despre acest personaj, intervenit cu hotărâre capitanul Zămăilă. N-am consemnat aceste lucruri niciunde, fiind că n-aveau legătură directă cu cazul din 018. Le-am aflat oarecum indirect de la cei investigați, că într-o oarecare măsură mi-au folosit în anchetarea lui Vârfcudor. Aș vrea să vă vorbesc despre perioada de început când, de fapt, debusolarea era evidentă. Rămânând orfan, Vârfcudor ajunge în anturajul familiei Mohaci. Mohaci, din Cluj? Din strada Cluj? Da, dar mi se pare că îi cunoști și atunci n-are rost să cunosc câte ceva despre familia aceasta renumită. Și mi-amintesc acum că la vreo 2 descindere efectuate la ei cu mulți ani în urmă am luat și eu parte. O adevărată fortăreață care trebuia luată cu asalt. Bătrânul Mohaci era șeful clanului care număra până la vreo 20 de suflete. O poartă masivă, geamuri cu gratii de unde toată familia ne ataca cu tot ce era prin casă. Când reușeam totuși să intrăm, femeile începeau să strige, să ne zgârie, copiii să urle și astfel descinderea efectuată în liniște și discret, așa cum se indică, se transforma într-un spectacol pentru jumătate de cartier. Ulterior am aflat că ai noștri mergeau la Mohaci cu cel puțin 4 câini. Mă luai cu vorba. Hai, capitane, spune-i și locotenentului despre familia aceasta de hoți, care între timp număra 11 persoane cu cazier. Bătrânul era într-adevăr o figură cunoscută până în Austria, Ungaria și Polonia. S-a născut înainte de 1900 și toată tinerețea și-a petrecut-o prin târgurile unde se vindeau cai. De formă, geambaș de cai se îndeletnicea de fapt cu furtul cailor pe care îi revindea după ce îi trecea una sau chiar 2 frontiere. Declinul lui a început odată cu introducerea mașinilor care înlocuiau cai. Falimentul s-a produs înaintea celui de-al doilea război mondial, când granițele au început să fie mai păzite. Inactivitatea îl ucidea și tot talentul și l-a revărsat asupra odraslelor, căci la viața lui a fost al dracului de prolific. Pe cei 2 fii mai mari apucase să inițieze în tainele negoțului Cabalin, pregătindu-i chiar pentru eventualele întâlniri cu jandarmii. De necrezut, dar îmi amintesc că unul dintre ei, Ladislau, îmi povestea cândva cu mândrie cum îl lega bătrânul de un pom și îl bătea cu frânghia udă, ca să se obișnuiască cu suferința și să poată nega totul când va fi anchetat de jandarmi. Toată familia nu concepea să muncească și s-au reprofilat devenind hoți de buzunare prin trenuri, locuințe și în general vindeau tot ce le cădea în mână. Eu unul aș fi decorat, declară Candid locotenentul. Decorat? Pe cine? Se interesă capitanul. Pe bătrân, bineînțeles, dacă eram pe vremea aceea ministru al agriculturii. Motivam gestul prin efortul depus pentru ameliorarea raselor de cai. Urmarea faptului că cele mai frumoase exemplare le schimba domiciliul, dând astfel posibilitatea unor împerecheri care... Ascultă, Mircea, interveni maiorul. Te știam visător, dar starea ta începe să mă îngrijoreze. Apoi către capitan. Aveți voi tinerii mâncărime la limbă și mai ales când nu trebuie să vă dați drumul. De acord, dar... Și atunci, măi, să mă ilă, mai bine continuă cu Mohaci. Bine, deci Vârfcudor se împrietenește cu membrii familiei Mohaci, la care se și aciuiește până îl iau rudeniile acelea îndepărtate. Se pare că acolo a început să ia primele lecții de conduită și să împărtășească felul de viață al familiei. După prima fugă de la rude, ba chiar și după cea de-a doua, până este internat pentru reeducare, Vârfcudor a locuit la ei.
Acum te întrerup eu, interveni maiorul. Din simplă curiozitate, știi cumva ce s-a petrecut în ultimii ani cu această familie? Bătrânul odihnească se împace, a trăit vreo 90 de ani și pare să a murit cu inima neîmpăcată văzând că își pierde treptat autoritatea. Cei mai tineri s-au căsătorit când le-a venit timpul cu fetele familiei Lupu. Încet, dar sigur, pare de necrezut, dar femeile le-au schimbat felul de viață. Obișnuite cu munca cinstită, lucrau la diferite întreprinderi și nu s-au lăsat până nu le-au urmat și bărbații. Până aici toate frumoase, dar eu tot n-am înțeles cum s-a ajuns la arestarea lui Vârfcudor. Aminteam că din cercetările făcute a reieșit că acesta era un fel de lup singuratic. Tot atunci am mai descoperit că cei din anturajul cărora se împărtea, nici ei uși de biserică, îi știau de frică, deoarece la mânie era foarte violent. Iar dacă mânia se producea sub influența alcoolului, căci trebuie să vă spun, îi se întâmpla destul de des, devenea de-a dreptul înfricoșător. Ne-am pus întrebarea dacă nu cumva în stare de semi-inconștiență să fie ucis pe cei doi, pe Luca și Rosalia. A negat și el că ar ști ceva despre dispăruți, sugerându-ne chiar posibilitatea de a fi plecați la rude în Ardeal. Din nou aceste rude, dar nimeni nu le știa adresa. Ne-am abandonat ideea și ne-am consultat cu domnul Buteanu, fiind psiholog și excelent diagnostician. Într-un moment de totală dezlănțuire, doctorul chemat de urgență a putut să-l studieze pe Vârfcudor la un bir din cartierul Grădiște. L-am însoțit și mi-amintesc perfect vorbele lui. Un tip coleric, domnule. Coleric și sadic în același timp. Înclinația sadică, acum după ce a săvârșit, răvășit localul, pot afirma că la el se manifestă sub variate forme. Sadismul propriu-zis și micul sadism, satisfăcut prin brutalități diverse, ciupituri și mușcături. Apoi ne-a mai spus comportamentul mediului urmărit astăzi, citirea însemnărilor noastre, de unde reiese și faptul că acesta obișnuiește să consume alcool peste limitele suportabile pentru un om obișnuit. Mă duc la gândul că nu e exclusă nici posibilitatea ca acest individ să practice și așa numitul sadism mare, în care se omoară victima. Și astfel, Vârfcudor a fost readus în fața anchetatorului, intui locotenentul urmare. Exact, și se preconiza redirijarea anchetei pentru descoperirea celor dispăruți. Ne-am lovit de aceeași înverșunată negare, dar în final tot am realizat ceva. Vârfcudor recunoaște furtul la peste 20 de biciclete. Avea o memorie care m-a surprins. Era în stare să spună că bicicleta furată în cotare zi avea o spiță îndoită, o pată de vopsea sărită sau alte fleacuri. Nici proprietarii nu le știau, dar care s-au adeverit la bicicletele recuperate. S-a întocmit dosarul și instanța l-a condamnat la 2 ani de închisoare. 4. Raportul celor care îl urmăreau pe Mititelu l-a decepționat pe maior. Voia să vorbească personal cu locotenentul Catona, dar n-a reușit decât pe la ora prânzului. Bică tată, cum ați reușit să-l pierdeți din vedere? Era foarte important să știm cum își va petrece timpul după ce l-a vizitat locotenentul Bandu. Procuratura a aprobat această acțiune și uite, n-am realizat nimic. Tovarășe maior, zău că nu știu cum de-a reușit să ne scape. La vreo jumătate de oră după ce l-a vizitat Bandu, Mititelu și-a închis cu două lacăte locuința și a plecat în oraș. Ne-a purtat vreo 2 ore după el, schimbând mereu direcția, verificându-se discret dacă nu-l urmărește cineva. Ce fi fost în capul lui, nu știu. Sunt convins că nu ne-a văzut, dar a preferat să intre într-un cafe-bar, unde a stat până seara. După câte cafele am fost obligat să consum, mare mirare că n-am făcut. Reușisem să mă plasez la o masă dintr-un separeu alăturat. Ne despărțea o plătitură artistică din fier forjat și mi-am dat seama că stătea acolo pur și simplu să treacă timpul. Interlocutori, abonați ai localului, pierd de vară, bișnițari, domnișoare serioase. Se înserase când a binevoit să se urnească. A colindat câteva magazine, printre care și alimentare, de unde a cumpărat 2 franzele, o conservă de carne și mezeluri.
Cu pachetul sub braț a început să colinde la întâmplare străzile. La un moment dat, cu toate ocolurile savante ce le făcea, ne-am dat seama că se apropie de periferie. Mai erau doar vreo 100 de metri până să părăsească și ultimele case din oraș. Țineam legătura prin radio cu colegul care ieșise înainte pe străzi laterale. Luminatul slab ne crea condiții să nu fim văzuți. Când a furisitul, s-a urcat pe o bicicletă lăsată în fața unei porți și așa a ieșit din oraș. Ne-a surprins și cu toate că colegul meu a încercat un timp să urmărească pulpâiala slabă a farului de la bicicletă, a trebuit să se lase pe gubaș. Cu mașina îl puteam urmări, deoarece acolo, pe drumul acela agricol, ne-ar fi reperat imediat. S-a întors după vreo 3 ore fără pachet. A lăsat bicicleta la locul de unde o împrumutase și glonța acasă. Locotenentul Cadona nu știa ce să mai facă cu mâinile care l-ajutaseră până atunci la expunere. Le privea cum se odihneau, mari și liniștite pe birou. Terminase, iar maiorul continuă să tacă gândindu-se la lucruri numai de el știute. Cadona avea impresia că l-a uitat când, dintr-un salt, maiorul ajunse la cuier de unde își lua chipiul. Du-mă la locul unde l-ai pierdut. Sirena le deschidea drumul prin traficul aglomerat și în mai puțin de o jumătate de oră au fost la marginea orașului. La lumina zilei, în direcția arătată de locotenent, au văzut drumul agricol pe care dispăruse mititelul cu o seară în urmă. Au pornit pe el. În față le-a apărut o lizieră pe care o bănuiră aproape. Ce pădure avem în față, se interesă maiorul. Nu-i pădure, este doar lunca Mureșului, care în partea aceasta face un pronunțat cot spre oraș. De la cursul său obișnuit, Mureșul se abate din drum câțiva kilometri. Întâlnind aici o rocă mai tare, se întoarce aproape paralel spre vechea Alpie. Ajungi la digul care proteja ogoarele de furia apelor dezlănțuite de ploile din toamnă sau de topirea zăpezilor primăvara, maiorul coboră primul. Pe drum m-am tot uitat în dreapta și în stânga, dar niciunde nu se zărea vreo casă. Aici la fel, unde s-o fi dus mititelul? După un timp ceru șoferului, făm legătura cu centru. Acesta cuplă radiotelefonul prezentându-se în eter. Mașina 4, mașina 4 cere emisie. Primind confirmarea, întinse receptorul maiorului. Sunt maiorul Vaida. Cer legătura urgent cu capitanul Sămăilă. În timpul în care cei de la dispeceratul central încercau să-l găsească pe capitan, maiorul ceru șoferului o hartă. În difuzorul montat în bordul mașinii răsuna o voce de bariton. Capitanul Sămăilă la aparat. Sunt Vaida. Am o bănuială și vreau să o verific. Sunt în careul R4, mai precis acolo unde Mureșul se întoarce spre vechea Albie. Îți amintești cumva pe unde era coliba lui Știrbu Luca pe vremea când Luca l-a scos butucii? Desigur, chiar foarte bine, am fost de câteva ori acolo. În linie dreaptă ar fi doar vreo 2 km de locul unde vă aflați. Este ascunsă în vegetația ce se află între dig și apă. Caută-l pe locotenentul Bandu, săriți într-o mașină și veniți încoace. Repete, ați înțeles? Tot prin dispecerat obținu legătura cu șeful brigăzii judiciare, colonelul Constantinescu. Gelule, se pare că am descoperit unde a dus mititelul pachetul. Aștept mașina cu locotenentul Bandu și capitanul Sămăilă, care cunoaște adresa destinatarului. Ei facem o vizită. Sunteți bine îmbrăcați? Să nu răciți. Succes! Legătura se întrerupse. Gândindu-se la întrebarea șefului, maiorul scoase pistoletul. Își ridică piedica și tot atât de calm îl puse la loc. De data aceasta suntem înarmați și ne vom strădui să nu ni se întâmple nimic. Mizăm pe elementul surpriză, continuând gând convorbirea. Locotenentul Cadona, văzându-l pe maior că își pregătește arma, ridică stânjenit din umeri scuzându-se. Noi, eu nu sunt înarmat. N-ai de ce să te scuzi, nici noi nu umblăm tot timpul cu camanix cu pistolul asupra noastră, fiecare cu munca lui. Apoi către șofer, Bocșan. Trăiți, tovarășe maior, nici eu nu am, intui șoferul întrebarea. După sosirea celor așteptați, au lăsat mașinile pe loc și conduși de capitan au trecut digul.
Mircea, de vreme ce te văd îmbrăcat cu canadiana asta matlasată, știu că în buzunarul stâng din interior, adânc până la genunchi, ca de obicei, când îmbraci haina aceasta, nu uiți să arunci un pistol automat. N-am uitat nici acum. Sămăilă, numai pistoletul, gata, armat. Niciodată nu poți ști cât de ospitalieră va fi gazda. Oricum, sper că nu e nevoie să vă repet ceea ce știți. Să fiți atenți. Bănuiesc că Mititelul, prietenul lui Vârf cu Dor, a pornit să-l prevină. Drumul lui de-aseară se pare că a fost la Coliba, unde cu ani în urmă au locuit sezonier Știrbuluca și nu de puține ori băieții care îl ajutau. Un loc ideal pentru refugiu. Noi nici nu ne-am gândit să-l căutăm aici. Cui alt cuiva trebuie putea să-i ducă Mititelul alimente dacă nu lui Vârf cu Dor? Când s-au apropiat de locul acțiunii, au părăsit poteca care flanca digul. S-au răspândit în linie, înaintând tăcuți prin vegetația aceea luxuriantă de luncă. Indicațiile capitanului au fost exacte și în față le-a apărut Coliba. De jur împrejur, pe câțiva zeci de metri, plopii și sălcile erau tăiate, în locul lor crescând acum doar lăstăriși. Fântâna cu cumpână ținea neputincioasă cerul. Singura fereastră cu geamul prăfuit, precum și ușa întredeschisă, care se mai ținea doar într-o balama, indicau că din coliba aceea, încropită din câteva scânduri, lipită cu chirpici, locatarii plecaseră de mult. Pentru a preîntâmpina vreo primire ostilă și mai ales pentru a nu le scăpa cel căutat, prin semne, maiorul arătă capitanului și locotenentului Bandu să-și ocupe locurile stabilite în prealabil. Ordinul a fost executat imediat și cu toate că se deplasau rapid, nici măcar o creangă sau vreun vreasc nu trosni. Odată coliba înconjurată, maiorul se pregăti să intre. Din spatele unui geam, o armă cu lunetă se mișca încet, în direcția unui ofițer care se apropia. Peste tot, luneta aceea nebănuită îl urmărea și într-un moment când pieptul celui care se apropia se încadra perfect în caroiajul de păianjen al lunetei, arma s-a descărcat și omul legii nu s-a mai ridicat. Tâmpit film, murmură în ciudat maiorul, ce s-a întâmplat cu mine? Am îmbătrânit, mi-e frică și fără să-și dea alte explicații, pornind saltul de felină spre colibă. Locotenentul Catona a văzut cum din fugă maiorul izbește ușa cu piciorul și în aceeași clipă se rostogoli înăuntru. Din cauza tensiunii, s-a părut că au trecut minute până l-a văzut pe maior reapărând în ușă. De fapt, totul s-a terminat în câteva secunde și maiorul s-a reîntors. Un fluierat ascuțit pe care cu siguranță că l-ar fi invidiat orice haiduc, anunță pe colaborator că totul s-a terminat. Puse piedica la pistol și îl așeză într-un buzunar. Când s-au apropiat, ceilalți își ștergea pantalonii de praf. Cu o voce din care nu răzbătea regretul unei operații infructuoase, dar pe care toți o intuiam, le spuse simplu. Am sosit prea târziu. Intrară, într-un colț al colibei, din tulpit tinere de mesteacăn, era încropit un pat. Patul acesta, cu picioarele înfipte în pământ, era aici și când l-a căutat pe Luca, confirmă capitanul Sămăilă. Însă frunzele vește de ferigă ne arată că au fost rupte doar de câteva zile și cineva le folosea drept așternut. Acel cineva a citit și ziarele acestea împrăștiate pe masă și peste tot remarcă maiorul. După ce termină Bandu, vom vedea din ce dată sunt. Locotenentul Bandu scoase din buzunar un aparat de fotografia de mărimea unui pachet de țigări. Și cu ajutorul blițului, la fel de minuscul, dar foarte puternic, reuși să imortalizeze coliba aceea întunecoasă și tot ceea ce au găsit înăuntru. Fotografiind niște pete de ulei de pe podeaua de lut, Bandul le-a atras atenția. Tovarășe maior, petele acestea de ulei mă duc cu gândul la motocicleta din pădure, care de asemenea pierdea ulei. După cum sunt dispuse, ele ne indică foarte clar că proprietarul ei n-a lăsat-o în același loc. Eu cred că motocicleta a fost de mai multe ori folosită și readusă mereu în încăpere și urcată pe crec. În același loc, dar nu exact în aceeași poziție, distanță de câțiva centimetri, mai în față sau lateral și după priceperea mea, aceste mutații s-au făcut cel puțin de 5 ori. Să fie și cel care se ascundea aici tot de atâtea ori,
Pe masa lungă, din scânturi negeluite, restul de mâncare și o cutie goală de conserve. Cutia aceasta, mărimea și eticheta mi-amintesc de cea pe care a cumpărat-o aseară Mititelu. La fel și cojile de salam, zise cu voce tare locotenentul Catona. Așa cum bănuiam, ziarele acestea au apărut în ultimele zile. Îl anunță maiorul după ce le controlase. Se plictisea omul și astfel își mai... Ce face acolo Mircea? Locotenentul lua din pat frunze de ferigă cât putea apuca într-o mână și răsfirându-le le împrăștie pe jos. Vreau să văd dacă nu și-a uitat ceasul de buzunar. Înțelegând rostul căutării, îl lăsă în voie, concentrându-și atenția spre posibile locuri unde ar putea descoperi amprente. L-am găsit, anunță la un moment dat bucuros locotenentul. S-au apropiat și printre frunzele ofilite au văzut o carte fără coperți, cu primele file, ferfeliță de atâta răsfăit, câteva fotografii și în timp ce își strângea aparatul, bandul declară suveran. Carte de aventuri tipărită pe o hârtie tipar în alt B și după aparențe și uzură nu cred că se vor putea ridica amprente. Totuși, pentru a nu distruge posibilele urme, ridică cu precauție cartea și o introduce într-o pungă de plastic ce trebuia să fie predată, împreună cu cutia goală de conserve, laboratorului de criminalistică. Capitanul Sămăilă își aminti. Când am întocmit dosarul pentru furtul de biciclete, am scris că singurele lecturi apreciate de vârf cu dor erau cărțile de aventuri sau cu femei celebre. Să fie dovadă că în această colibă s-a oprit pentru câteva zile vârf cu dor, nu trebuie neglijată. În sprijinul ei aș mai aminti motocicleta dispărută și ale cărei urme par să le regăsim aici, prietenia lui Cumititelu care l-a aprovizionat, fie chiar și numai aseară. Între timp, mașinile s-au apropiat. Înainte de a se urca, maiorul se adresă locotenentului Bandu. Caută-l pe Mititelu. Peste o oră vă aștept la birou. Minotarul nu arătă că s-a scurs o oră de când maiorul dăduse indicația și locotenentul Bandu, însoțit de Mititelu, intrară în camera ofițerului de serviciu. Ionescule, bănuiam că te plictisești singur, așa că ți l-am adus pe dumnealui. Până schimbați voi o vorbă, eu mă repet până la șeful. Dacă invitatul meu are chef să meargă să-și cumpere țigări, poftește-l tu. Afară e cald și ar putea face insolație. Trebuie să avem grijă de el. Uite ce palid este. Într-adevăr, Mititelu era speriat rău. Ajuns în biroul maiorului, de cum intră, acesta se arătă surprins. Singur? Deocamdată. L-am lăsat... la ofițerul de serviciu să-și tragă sufletul. Vorba vine, voiam să văd dacă mai aveți de dat și alte indicații. Nu poți să-l aduci. Nu, poți să-l aduci. Așteptându-i, maiorul își mai inspectă odată biroul pe care erau așezate la vedere în ambalajul provizoriu de plastic obiectele ridicate de la coliba lui Știrbu. Cutia de conserve goală, cartea de aventuri, ba chiar și rămășițele de salam. O bătaie în ușă și Mititelu intră în încăpere. Cu pălăria într-o mână, cu o traistă în alta, fața galbenă și umerii căzuți, îi dădeau o înfățișare care stârnea milă. Să trăiți, reuși să îngâne cu vocea slabă, după care rămase țintuit. Și dumneata, domnule Ignuța, îmi pare bine de cunoștință și chiar dacă plăcerea nu este reciprocă, va trebui să purtăm o discuție. Ia loc, îi indică cu un gest un scaun din fața biroului. Cel invitat se execută ca un automat, țeapând cu traista pe genunchi, parcă i-ar fi fost frică să nu-i ofure cineva cu pălăria deasupra lor. Aștepta. Maiorul își a țintit câteva clipe privirea asupra traistei. Îi pricepea rostul. Ăsta s-a predat dinainte, gândi el. Locotenentul Bandu, care intrase odată cu Mititelu și stătea cu spatele la calorifer, văzut privirea șefului, neînțelegându-i gândul, voia să se dezvinovățească. I-am spus să o lase la ofițerul de serviciu, dar n-a vrut să mă asculte. Musafirul încercă un zâmbet către maior, o grimasă. Dânsul este tânăr și poate nu știe că la penitenciar se opri, interveni maiorul.
Da, cam tânără. Chiar de aceea te rog să-i spui și dânsului. La penitenciar nu te lasă cu geamantan. Rămâne la magazie și lucrurile ți le ții în sarsana. Își termină el explicația, arătând spre traistă. Văd că ești la curent cu obiceiurile și cu termenii folosiți de locatarii acelei instituții. Nu ne-ai spus să te pregătești să o vizitezi? Da, nu, așa, pentru orice eventualitate. Văzându-l cum se încurcă, maiorul deschise un sertar al biroului, scoase codul penal, frumos legat în pergamoid negru, și după ce îl dădu musafirului, îl sfătui. Privește pe birou, gândește bine, poate obiectele expuse ți amintesc ceva. Cu un gest scurt ridică ziarul cu care acoperise obiectele înainte de a intra musafirul. De emoție, mititelul scăpă tot ce avea pe genunchi. Traistă, pălărie, cod penal, mâinile îi tremurau așa de tare încât nu reușea să țină două obiecte deodată. Renunță, mulțumindu-se să strângă la piept cu amândouă mâinile codul penal. Privea spre maior cu ochii măriți de spaimă. Ca și cum n-ar fi văzut panica interlocutorului, maiorul continua. După ce te vei gândi bine, răsfăiește codul penal și spune-ne și nouă care este articolul ce pedepsește fapta comisă de dumneata. Codul penal, parcă îl arse pe mititelu, se grăbi să-l pună pe birou. N-am știut, pe cuvântul meu, n-am știut, nu-mi băgam eu capul pentru un măgar. Să moară cea mai scump dacă am știut, nu mă credeți? M-am lecuit, nu vreau să fiu considerat complice sau tăinuitor sau mai știu eu ce. N-am știut, se lamentă mititelul. Să presupunem, o poți dovedi? Da, nu, pot, se întoarse spre locotenentul Bandu, care se așezase la măsuța unde era mașina de scris. Dânsul să scrie și eu am să spun tot, absolut tot. Vorbește-ne despre vârf cu dor. Eram prieteni, știam pentru ce este închis și când se va elibera. Acum 4 nopți a venit la mine și mi-a cerut ceva bani. Când trebuia să elibereze vârf cu dor? La 26 iulie. L-am întrebat unde a fost atâta timp și mi-a spus că nu-i treaba mea. Nu i-am dat bani. Pur și simplu nu aveam. Mi-a spus că va sta câteva zile în coliba lui Știrbu Luca. Da, și eu o ajutam uneori la butuci. Spunea că merge cu o femeie și nu vrea să fie deranjat. Spunea, se va întoarce în oraș când va avea chef. De ce n-ai spus locotenentului când a fost la tine despre vârf cu dor? De ce ai cumpărat alimente și l-ai prevenit? Vedeți, nu credeam, știindu-l iute din fire, m-am gândit că poate e adevărat. Și el m-a ajutat când am fost în jenă financiară. Voiam să-l întreb dacă e adevărat. Da, era flămând. Am mâncat și apoi l-am întrebat. A sărit că ars. Mi-a dat un pumn, spunându-mi că zălut și că prostul și ca prostul am arătat caraliilor drumul spre colibă. Pardon pentru cuvântul caralii. Ce să facă? A sărit pe motocicletă și dus a fost. Interogatorul a mai durat un timp, s-au mai cristalizat unele probleme, mititelul semnând totul, rămase în așteptare. Maiorul îi se adresă. Domnule Ignuța, du-te acasă și ai grijă să nu părăsești orașul fără să ne anunți. S-ar putea să avem nevoie de dumneata. Chiar dacă dispari, știi că te putem găsi ușor. Cum? Nu, cel puțin deocamdată. Scăpat numai cu spaima, mititelul o zbughi pe ușă, uitând să salute. L-au privit de la etaj cum coboară în fugă treptele inspectoratului și cum se îndepărtează grăbit de clădirea din care de prea puține ori ieșise așa cum intrase. Liber. Tovarășe maior, înainte de a ajunge la domiciliul fostului nostru musafir, m-am oprit la pompa de benzină. Cei de la pompă lucrează câte 24 de ore, așa că am avut noroc. Unul dintre vânzători a recunoscut în pozele prezentate pe vârf cu dor, indicându-mi că a venit cam pe la ora 2 din noapte să-și alimenteze motocicleta. A făcut plinul și a pornit spre oraș. Ce facem? Filtru total, locotenente, filtru total. 5. Interfonul din biroul maiorului Vaida făcea apelul fonic și optic, dar nimeni nu răspundea pentru simplu motiv că maiorul era plecat pentru o discuție la șeful brigăzii judiciare. Ofițerul de serviciu era cel care
Chema și se pregătea să întrerupă apelul când în difuzor răsună vocea molcomă a maiorului, revenit între timp în birou. Sunt Vaida, ascult. Să trăiți, tovarășe maior, sublocotenentul Marco Mihai, ofițer de serviciu. Raportez, de 10 minute vă caut. Cineva vrea să vorbească cu dumneavoastră, zice că-i doctor, îl cheamă plică Sergio. Bine, o să vină careva să-l însoțească. Decupla aparatul și cu pumnul bătu în peretele din stânga. Ceea ce pentru locotenentul Bandu trebuia să însemne că îl cheamă șeful. Se conformă și rămase lângă ușă. Mircea, când ai de gând să ceri să-ți repare telefonul? Păi, n-au trecut decât 3 zile. Mă obligi să recurg la tot felul de metode când vreau să te chem. Nu vă faceți griji, nu sufăr cu inima. E drept, chemarea a fost discretă și n-a căzut decât o bucată de tencuială și candelabrul se pregătea să pornească spre podea. Poate că pe viitor, niciun viitor, azi să rezolv problema. Te rog, coboară până la poartă, vrea să ne viziteze doctorul. Legistul? Da, atenție, se pare că e prost dispus. De cum intră în birou, maiorul îi se adresă. Salut, Sergiule! Ce plăcere să te vadă omul la primele ore ale dimineții și inițiativa să-ți aparțină. Salut, nesalut, am ajuns să o trăiesc și pe asta. De ani de zile colaborez cu miliția și acum sunt oprit la poartă. Foarte politicos, nimic de zis. Dar mă oprește, auzi dumneata, zice că-i doctor, imită enervat pe sublocotenentul care înștiințase pe maior. Sunt sigur, spui că lucrezi cu noi de mulți ani și ar trebui să știi măcar atâta lucru, că aici nu se intră ca în halele obor. Dacă până acum umblai mai mult sau mai puțin brambura pe coridoarele astea, s-a găsit în sfârșit cineva care să respecte fără excepții instrucțiunile de serviciu și tu te superi. Nu-ți fă griji, băiatul a venit de la școală doar de o lună și nu te cunoaște. Din păcate, o să-ți dea și el drumul. Nici dacă ar fi turnat benzină peste foc, efectul nu s-ar fi produs mai rapid în comparație cu reacția doctorului. Își luă cu o mână servieta diplomat și cu cealaltă încercă să-și îndese bascul pe cap. Din cauza nervilor, nu reușea să-și-l aranjeze cochet cum îi plăcea să-l poarte, precum vânătorii de munte, explicase el cândva. Bâlbâindu-se și scoțând sunete nearticulate, se îndreptă revoltat spre ieșire. Cu mâna pe clanță, o secundă i-ar fi trebuit și ar fi plecat, când locotenentului nu-i veni să-și creadă ochilor. Doctorul îi zbuti într-un copios hohot de râs. Ăsta a nebunit de necaz, își zise Bandu, văzându-l pe doctor cum se reîntoarce râzând, se lăsă să cadă în fotole și continuă să râdă, și apoi cu voce tare. Să chem salvarea? Doctorul râdea de acum cu lacrimi și ori de câte ori încerca să vorbească, nu reușea. Între două reprize de râs se adresă maiorului. Era să mă supăr. Vă să zic că n-ai uitat de când te-a ținut la poarta institutului mustăciosul nostru Cerber. Și îmi amintesc, erai furios și nici legitimația ta mare șef n-a putut să-l înduplece să te lase să vii la mine. Păi ceva asemănător ți-am spus și eu atunci. Văzându-l congestionat, locotenentul îndrăzni. Tovarășe doctor, vă este rău să chem pe dracu, adun mai bine un pahar cu apă și mă liniștesc. După ce îl sorbi, declară bine dispus. Tinere, fac cinste și dacă n-ai nimic împotrivă, adă 3 cafele de la bufetul vostru. Apoi, întorcându-se spre maior, continuă. Văd că nu uiți să-ți plătești datoriile. Ai reușit să mă înfuri și trebuie să recunosc. Magistral, nu mă întreb totuși de ce am venit? Nu. Cu atât mai bine. Scoase din servietă câteva file dactilografiate pe care le întinse maiorului. Ți-am adus o copie după raportul medico-legal de autopsie. Răsfăindu-le, Vaida își opri privirea asupra celor 4 schițe ale craniului impecabil desenate în culori care indicau cu exactitate constatările medicului. Acum înțeleg de ce Rudneac, profesorul nostru de desen, te lăuda mereu. Nu s-a înșelat și fără modestie am talent. Norocul tău, altfel nu aveai nici un 10 în catalog. Uite, domnule, unde era elevul eminent. Poate ți-amintești atunci și cine a fost persoana pe care am
dat în clasa a 8-a examenul de corigență la franceză. Zâmbești? Să-ți amintesc eu, sfrijitul de Vaida, cel care lăcrima ori de câte ori se uita vreo fată mai galeș la el. S-a oprit din tachinat. Deoarece se întoarse locotenentul Bandu cu 3 cești de cafea. Maiorul se scuză, motivând că vrea să profite de prezența doctorului în cazul în care ar avea nevoie de eventuale lămuriri suplimentare, și începu citirea raportului. Subsemnatul dr. Sergiu Prică, medic primar legist, conducătorul filialei Institutului de Medicină Legală, profesor dr. Minaminovici, București, invitat fiind de către miliția și procuratura județului, se adânci în lectură, ignorând toate teoriile doctorului care se antrenase cu locotenentul într-o discuție, pe șoptite despre pescuit. Când a terminat, trebuie să aștepte puțin până cei doi să observe că nu mai citește. Mulțumit, întreabă doctorul. Mircea, vrei să citești cu voce tare concluziile? Acesta se confirmă cu voce de școlar silitor. 1. Moartea individului de sex masculin a fost violentă. 2. Ea se datorește fracturii craniului și emoragiei cerebrale consecutive. Au fost aplicate cel puțin 3 lovituri în cap. 2 lovituri au fost date din față, iar a treia din spate după ce victima căzuse la pământ. Lovind polul occipital, fractura s-a localizat în fosa cerebeloasă, mergând mai întâi în sens postero-anterior, apoi spre stânga pentru a se opri în linia de fractură ce pornise din focarul lezional stâng al feței. De aceea considerăm această lovitură ca fiind ultima. Primele 2 lovituri aplicate prin față au surprins victima în picioare. 3. Leziunile au fost provocate în timpul vieții. Infiltrat sanguin prezent în fisuri și vizibil prin transiluminare, prin lovirea repetată a capului cu un corp dur contundent. Fracturile au provocat moartea prin efectul lor imediat. 4. Victima a fost înjunghiată cu un cuțit a cărui lama a pătruns în partea stângă a toracelui, strecurându-se între coastele 4 și 5. Rana are o lungime de 8 cm și după direcția loviturii se poate afirma că victima era deja căzută pe spate. Pe baza celor descrise la punctul 3, menționăm că această ultimă agresiune a fost inutilă deoarece la aplicarea ei persoana decedase. Nu s-au constatat alte leziuni traumatice, profesionale sau atomopatologice pe restul corpului. Moartea a survenit cu aproximativ 30-35 de ore înainte de descoperirea cadavrului. 7. Persoana în viață fiind purta proteză dentară și care nu s-a găsit asupra cadavrului. Terminând de citit și ultima concluzie, locotenentul se întoarse ca ars spre maior. Atunci, da. Mircea, acesta e motivul pentru care cunoscuții îl găseau schimbat. Toți îl cunoșteau cu dantură și noi le-am oferit o fotografie fără. Această lipsă îi pungea gura și accentuau ridurile întinse până atunci. Poate e binevoit să vă amintiți și de persoana mea, se băgă în vorbă doctorul. Ce atâta filozofie pentru o proteză dentară? Doctore, ne-a scăpat un amănunt, tocmai această proteză și nu putem înțelege de ce vecinii victimei îl recunosc și nu îl prea recunosc în fotografiile ce le-a fost prezentate. Toți, dar absolut toți, afirmă că ceva parcă l-a schimbat. Am înclinat să credem, completă Sandu, că transformările se datorau morții violente care și întinsese aripa peste acest om. Și totuși, comparând cu morții surprinși în situații similare, de care a trebuit să mă ocup în decursul anilor, nu puteam pune această îmbătrânire numai pe seama morții. Ceva lipsea și nu știam cum să explicăm acel ceva. Bravo, doctore, îl flată maiorul. Îmi pare rău pentru voi că ați consumat materie cenușie pentru un lucru atât de simplu. Ce să vă fac dacă nu întrebați pe cine trebuie? Zău, păcat de fosfor pentru un lucru pe care ți-l poate spune oricare dintre autopsierii mei. Se prefăcut doctorul că îi compătimește. Suntem vinovați că nu ne-am adresat specialiștilor, dar o vom face acum. Doctorul, cu un gest mărinimos, îl invită să continue discuția.
și pentru a prezenta celor ce au cunoscut victima o fotografie astfel încât să o recunoască fără niciun fel de rețineri, mă adresez șefului acelor specialiști pe care, fără intenții, i-am ignorat. Doctore, vreau mult frumos. Ești nebun, protestă acesta neconvingător. Încă nu, dar îți dai și tu seama că este singura soluție. Ei, faceți toaleta, îl rujați, îl pudrați, îi faceți ce știți, că doar nu e primul caz când redați înfățișarea cunoscută unui cadavru mutilat. Mie să-mi aduci fotografiile și te pup. Încă neîmpăcat cu noua muncă pe care trebuia să o execute oamenii lui, gândindu-se că totul va trebui făcut încă astăzi, doctorul maică se cruci când l-a auzit pe locotenent. Aș vrea să întreb dacă ați auzit că cineva și-ar fi făcut vreodată o proteză dentară din aur. Văzând fața doctorului, care nu prevestea un răspuns mulțumitor, se grăbi să continue. Vreau să-mi confirme cineva dacă această posibilitate este exclusă sau nu. Ce-ți veni? Te iei după șeful tău care îmi face numai greutăți? Nici de cum. Accept și ipoteza că ideea cu proteza de aur să-i fi trecut prin cap vreunui milionar excentric să fie el chiar țignit. Vreau să știu dacă se poate face sau nu. Îmi amintesc că am văzut cândva ceva asemănător, dar numai parțial. Erau îmbrăcați cu aur numai doi canini ai protezei. Din punct de vedere medical, cred eu, se poate accepta și o proteză din aur, dar asta costă o avere și nu-i văd rostul. De ce m-ai întrebat? Mă gândeam că dacă cineva dispune de o sumă mare și vrea să o investească în ceva, ar putea recurge și la această soluție. În sprijinul gândirii mele, vine și proteza pe care n-am găsit-o, nici la locul infracțiunii și nici la locuința victimei. Deci, nu e exclus ca ea să fi fost luată de agresor. Nu mă întrerupeți, n-am terminat după câte știu. Fiecare proteză de acest fel se face după o măsură individuală și acest obiect nu poate fi purtat de altcineva, chiar admițând că agresorul era complet șterb. Dacă nu era de aur, nu văd ce rost ar fi avut să-și o însușească. Aveți altă părere? Nu, nu vreau să am nicio părere, dar mi se pare uneori că voi gândiți tocmai destul de bizar. Poate că e normal așa, dar eu nu-mi pot imagina cum un obiect atât de intim să fie răvnit de altă persoană.